șoferul microbuzului de rută implicat în accidentul de ieri din raionul Orhei a decedat la spital. Bărbatul avea 58 de ani. Tragedia a avut loc ieri după amiază între localitățile Mălăiești și Fedoreuvca. Un microbuz pe ruta Ucnița-Chișinău, care se deplasa regulamentar, a fost lovit din față de către un automobil de marcă Opel, care a ieșit pe contrasens. Autoturismul era condus de un tânăr de 27 de ani. Acesta avea pasageră pe bancheta din spate, o femeie de 54 de ani. Tânărul și pasagera s-au decedat la fața locului, iar 13 pasageri din microbuz, inclusiv șoferul, au fost transportați la spitalul din Orhei cu diferite traumatisme. Potrivit medicilor, pe moment în spital au rămas internate 7 persoane. Starea lor de sănătate rămâne a fi stabilă, dar gravă și de gravitate medie.